Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. Subiectul videoului de astăzi este palisarea rușilor sau legarea pe ață a acestora. Pentru a palisa tomatele avem nevoie de sfoară. Aceasta este o sfoară pentru palisat, se poate folosi orice fel de sfoară. Este luat din comerț, foarte ieftină, ceva material plastic. Așa. Primul lucru, înainte să tăiem sfoara, trebuie să dăm la ce lungime. Și atunci, de la baza plantelor, acolo va trebui să facem un nod. Deci, de la bază, trebuie lungimea până sus, să trecem de două ori după sârmă sau țeavă sau ce suport avem noi sus și să venim cu ea până la nivelul feței noastre, astfel încât să ne fie ușor să legăm. Poate fi și mai lungă, poate pune chiar mai jos. Deci, asta este lungimea sforii. O să ne uităm și la una dintre plante. Să vedem unde se vede mai bine. Încercăm aici frunzele la o parte. Așa. Deci vom începe cu un nod. Facem o buclă care vom lega în nod. Așa. Se vede că bucla nu este strâns legată pe tulpină. Este un pic mai largă. Oricum se va opri în primul ciot. După ce defoliem planta, lăsăm ciotul un pic mai mare, astfel încât sfoara să aibă în ce să se oprească. Aici se poate pune și clips, există clipsuri de plastic. Clipsurile se prind așa în jurul tulpinii, iar sfoara se agață într-o parte a clipsului. Clipsul prinde și sfoara și înfășoară și tulpina. Așa, sfoara este înfășurată în jurul tulpinii. De fapt, planta este condusă în jurul sforii. Așa, și vine sus până la sârmă, mă rog, până la suportul de sus, poate să fie sârmă, poate să fie țeavă, fiecare ce are. Sus, trecem sfoara o dată sau de două ori, e mai fixă, e mai bine, mai la lungirea fiecărui, și după care coborâm și vom face nodul. Pun telefonul pe suport, astfel încât să pot folosi două mâini și vă arăt nodul, care este foarte simplu. Așa, acum avem sfoara dată sus pe după sârmă, o dată sau de două ori. Avem capătul liber și sfoara care este prinsă de baza plantei. Noi ce trebuie să facem? Normal, trebuie să facem aici un nod simplu, așa, dar ca să poată culisa, va trebui să includem firul principal în această buclă. Și atunci, facem așa, includem firul principal și după care facem efectiv un nod simplu. Strângem foarte bine. Dacă dorim să lăsăm gen fontă, astfel încât să putem desface și nodul, scoatem capătul în afară. Și doar strângem. Strângem foarte bine și acum va culisa. Putem să lăsăm firul principal mai larg, astfel încât să putem înfășura planta în jurul lui, sau odată cu creșterea plantei îl întindem astfel încât planta să stea cât mai fixă, cât mai dreaptă. Când vrem să-l desfacem, tragem de buclă și s-a desfăcut. Deci, încă o dată, firul principal trebuie să fie inclus în bucla capătului liber. Și atunci, așa trebuie să fie. Dacă vrem să scoatem capul firului liber încât să fie mai ușor desfacem nodul bine, dacă nu, putem strânge efectiv așa, strângem foarte bine și va culisa la fel de bine pe firul principal. Destrângem sau strângem. Sper că informația v-a fost de folos. Până data viitoare, numai bine!